Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la una dintre cele mai interesante partide ale etapei cu numărul 2 din Liga 1. Bürger Politehnica Iași întâlnește pe Universitatea Craiova. Craiova este liderul neașteptat după prima etapă, a spulberat cu 4-0 pe Farul. Poliaș a făcut o partidă slabă și a pierdut la Timișoara cu 3-1. Haideți să vedem ce formație trimite în teren antrenorul Politehnicii Iași. În poartă este Cristian Brăneț, 4 jucători în defensivă, pe dreapta Sergiu Homei, în centru Bogdan Onuț și Adrian Ilie, pe stânga Cristi Munteanu, cel declarat cel mai bun fundat stânga din campionatul Ungariei, acum două sezoane. La mijloc Romulus Miclea, Sveto Zarmin, Leonard Naidin și Sebastian Sfârlea, un atac format din Cristian Silvășan și Ionuț Bâlbă. Curând vom vedea și primul 11 al Universității Craiova, formație care astăzi va evolua în negru pentru prima oară în istoria echipei. Va avea un echipament asemănător celui pe care l-au Real Madrid și Chelsea. Așadar, Universitatea Craiova, o singură modificare față de etapa trecută. Bornescu este în poartă, Ciucă, Dorel Soica și Mitchell fundaș, Dănănaie, Prepeliță, Gărgălie și Rose la mijloc, în atac, Ubei, Michael Bird, suspendat la meciul cu Farul, iată revine în primul 11 datorită absenței lui Ciprian Tănasă, atacantul care a reușit un hat-trick în partida cu Farul este accidentat, celălalt, cel de-al treilea atacant este Florin Costea. Fără eșec, 7 victorii și o remiză, dar vom mai vorbi despre acest lucru puțin mai târziu. Florin Costea reușește o depășire superbă pe lângă Cristi Munteanu, recuperează craiovenii. Dar să vedem această fază. Michael Bird este la minge. Bird încearcă, dar nu reușește să-l depășească pe Adrian Ilie. O viteză impresionantă pentru atacantul din Sierra Leone. Un atacant care a fost la un pas să se despartă de Universitatea Craiova la finalul campionatului, a rămas până la urmă. Centrarea lui Ubei pentru Mădălin Ciucă. O reluare pe lângă poartă al lui Silvășan. Călcâiul Florin Costea, intercepția lui Andrei Prepeliță, continuă, Prepeliță îl depășește pe Min, poate centra, o face pe colțul lung. Bine plasat Comei. Julius Ubei nu reușește să retrimită mingea în fața porții lui Brăneț. Dacă avem sau nu o echipă bună, Sfârlea! Mingea a ajuns întâmplător la el, însă... Alo, tenilor. Julius Ubei pe colțul lung, reluarea lui Florin Costea. Ieșenilor, nouă stop bună a lui Silvășan, șutul lui Silvășan. Avea nicio șansă să joace la Iași, însă se pare că el a ținut morții să evolueze în această partidă. Ubei este cu spate la poartă, se descurcă, excelent, Ubei, încă o trecere. Stânga așteaptă Joshua Rose, însă nu primește. Florin Costea, Andrei Prepeliță poate șuta, Prepeliță evită un adversar, îi pasează lui Joshua Rose, centrare în fața porții. Stății a creat superioritate și mai apoi pericol pentru poarta lui Brăneț. Doar Sergiu Homei și Adrian Ilie au rămas undeva la mijlocul terenului, restul ieșenilor sunt în careul craiovean. O minge, gol! Gol pentru Poliaș! Pregălie trimite acum o minge lungă pentru Florin Costea, ajunge atacantul Universității Craiova, depășește un adversar, centrarea lui Costea. Se entuziasmează prea repede oltenii. O minge acum parată extraordinar de Bornescu la ocazia lui Romulus Miclea. Tălor lui Ionuț Popa. Julius Ubei centrează, Ubei, mingea l-a depășit pe Onuț. Primește însă Ubei, din nou Joshua Rose, acum Florin Costea în careul, la margine, la marginea careului a încercat să-i trimită lui Mihai Dina. Antenarului s-a întâlnit acolo cu Eusebio la partida cu Benfica Lisabona. Ciucă și Costea așteaptă o centrare acolo, iese Brăneț, un pic imprudent, Mădălin Ciucă reușește să trimită în poartă, ieșenii reclamă faptul că a fost fault la portar. Însă Marius Avram a arătat centrul terenului, este 1-1. Mădălin Ciucă, fundașul, face treaba atacanților în această partidă, atacanților Universității Craiova. Minutul 67 al partidei de la Iași, scorul
redevine egal spre disperarea lui Ionuț Popa. Probabil Adrian Michitelu ceva mai liniștit. Revedem centrarea lui Julius Ubei. Brăneț incomodat de Michael Baird, era însă în afara suprafeței de protecție. Un gol moșal acolo, în urma căreia Mădălin Ciucă a înscris golul egalizator al Universității Craiova. O petardă aruncată de Fanny Olteni, acum o minge a lui Silvășan spre Ionuț Bâlbă, gol, gol Coliaș. A fost scos pe targă, șutul lui Dorel Stoica, excelent, scoate Brăneț. Din nou Dorel Stoica cu un șut de la peste 40 de metri. El cu Florin Costea, recentrarea lui Costea, Mădălin Ciucă. Din nou aproape de gol. Până la urmă... Și Marius Avram se grăbește, pune capăt acestei partide cu 30 de secunde mai devreme.